Am făcut prima parte, da? Și am tricotat în total, începând de aici, da? De la primul rând, da? Nu socotim bordura, da? Fără bordură. De la primul rând în sus, 90 de rânduri, da? Sau în jur de 15 cm, ceva de genul, da? Cam așa vine. 15 pentru noi născuți. E pentru un bebelaș de 50 de centimetri, vezi? 14 jumate, cam așa, da? Și de aici până aici, 20. Bun. Ca să nu te încurci, să-ți spun ceva, da? Îl vezi? Când îl desfaci așa, da? Știm foarte clar că acestea de aici sunt rânduri complete, da? Deci, avem așa, numeri, în cazul în care nu vrei să-ți mai numeri rândurile, da? Dar când faci pe simplu, în punct jersey, trebuie să știi că trebuie să-ți numeri rândurile ca să ți se potrivească marginile unei părți cu celelalte părți, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 motive complete, da? Toate cele patru rânduri, da? Simplu, de aici în sus, da? 17. De acolo, după ce ai făcut și al patrulea rând, da? Te oprești și ai ajuns la sub braț, da? Și acum lucrăm în continuare. Dacă ești interesată și vrei să rămâi alături de mine, lucrăm în continuare. Să facem scăderile acestea simple, așa, pentru că modelul acesta este mai simplu. Vom mai face încă un model după ce terminăm proiectul acesta. Acela e un pic mai delicat, mai ajurat. Cei care mă urmăresc deja pe Facebook, pe Instagram sau pe Twitter știu despre ce vorbesc. Și vom face și acel model, da? Considerați-l pe acesta ca un fel de antrenament, așa. Mai ca să asimilați mai rapid modelul și tehnica de lucru pe care o folosim. Primul ochi nelucrat, ochi de margine, da? Al doilea ochi îl lucrăm pe față. Trecem primul ochi nelucrat peste ochiul lucrat, da? Încercați să nu le strângeți, să le sugrumați, că atunci va ieși foarte strânsă închiderea aceasta și nu o să dea bine, da? Următorul ochi lucrat față și trecem ochiul nelucrat, rezultat anterior, peste ochiul lucrat acum, da? Următorul ochi față, trecem peste ochiul lucrat anterior, da? Tot așa. Următorul ochi față și trecem ochiul anterior peste ochiul lucrat față, da? E, noi am închis 5, dar am rămas cu unul. Un ochi, da? Îl dăm jos și acum ce facem? Trecem următorul ochi, da? De pe Andreea stângă pe Andreea dreaptă și trecem ochiul rezultat din închiderile anterioare peste ochiul alunecat, da? Îl punem înapoi pe Andreea stângă și îl tricotăm ochi față, da? Îl considerăm normal ochi de margine, da? Da. Asta închidem în partea aceasta pe față, da? Acesta îl socotim ochi dos acum, da? Următorul ochi față, următorul ochi dos, următorul ochi față. Da? Și încă 7 ochiuri. Aceste 4 rând, 4 ochiuri, da? Dos, față, dos, față,
vor rămâne de acum înainte neschimbate. De aceea voi nu vă spun 8 ochiuri, trebuie să facem așa, plus 7 ochiuri, nu. Vă spun dos, față, dos, față, ca să știți și să rețineți că astea 4 ochiuri vor rămâne de acum înainte neschimbate, da? 7 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? 3 ochiuri dos, deocamdată nu se schimbă nimic și al patrulea rând, cum am spus, da? Că toate sunt complete, da? Ai 17 rânduri complete, 17 module, da? Și lucrez ca până acum, fără să se schimbe absolut nimic, da? Cele 3 ochiuri față pe care le scădem, jeteu 3 ochiuri față, modelul rămâne intact, 8 ochiuri față, trei ochiuri dos, trei ochiuri scăzute sau tricotate împreună în felul acesta, ca și până acum. Deja cred că v-ați obișnuit, da? Trei ochiuri dos, 8 ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ochiuri dos, jeteu, cele 3 ochiuri, una, două, trei, da? Și din nou 7 ochiuri față, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? După care, față, cum am spus, dos, față, dos. Și terminăm cu 5 ochiuri față, da? 1, 2, 3, 4, 5, da? Întoarce lucrul. Rândul 2, da? Pe dosul lucrului. Va fi singurul rând pe care vi-l arăt, bine? O să vă mai arăt într-o parte, dar după aceea nu vă mai arăt, da? Pentru că nu are rost să repet. Unele se păstrează și pe față și pe dos, așa cum vin, da? Și atunci nu are niciun sens să arăt de 1000 de ori același lucru. Trebuie doar să fii atentă și să aplici ceea ce îți spun, dacă vrei, dacă nu, nu. 5 ochiuri, da? Dacă aici, de ce? Pentru că aici am închis cele 5 ochiuri pe față și aici închidem cele 5 ochiuri pe dos, da? Așa se lucră. Dacă aveți voi o variantă mai utilă și mai simplă, aplicați așa cum știți, da? 1, alunecat, ochii de margine, da? Dos, primul ochi, peste ultimul ochi lucrat, următorul ochi îl lucrăm, pe dos, trecem ochiul anterior peste ochiul nou lucrat și tot așa până închidem cele 5 ochiuri, da? Și ca și la față, rămân cu un ochi, da? Aduc ochiul acesta și îl trec peste ochiul următor. Ai observat ce am făcut? Da? Nu mai fac o dată. Bine? Și acesta pe dos era ochi dos, da?
aici e ochi față, da? Și atunci vine dos, față, dos, da? Și restul ochiurilor, 7 ochiuri dos, așa cum vin, da? Așa cum le ai făcut, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, da? Rămâne neschimbat. Iar modelul în continuare se păstrează atât cât lucrăm la el, da? Să știți că mai bine de felul acesta de a vă explica, nu știu. Deci o modalitate mai clară nu cunosc. Credeți-mă, am întâlnit oameni mai complicați decât ceea ce vă arăt eu acum. Dacă nu înțelegeți, mai bine dați vina pe mine decât să dau vina pe voi. Pentru că nu sunt capabilă să vă explic mai bine, mai pe înțelesul vostru, da? Nu. Deci păstrăm toate ochiurile, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cum am spus, dos, da, dos, față, dos și terminăm rândul cu față. Întoarcem rândul, întoarcem lucrul și ajungem din nou pe fața lucrului. Rândul 3, tricotăm, vezi, aici ai ochi dos, da? Aduci firul în față, da? Și îl duci în spate, ca să ai marginea frumoasă, da? Bun. Avem așa, față, dos, față. De acum facem două ochiuri scăzute sau tricotate împreună, scăderea simplă, da? Spre dreapta, adică spre margine, da? Ghidați-vă să le faceți scăderile spre margine, în exterior, nu în interior, da? Bun. Una, două, trei, patru, cinci. Nu știu dacă are rost să... 3 ochiuri dos, 3 ochiuri față, 3 ochiuri dos. Se păstrează restul modelului, da? 8 ochiuri față. Trei ochiuri dos. Trei ochiuri față. Trei ochiuri dos. Trei, 8 ochiuri față. Trei ochiuri dos. Trei ochiuri față. Trei ochiuri dos. Avem așa, vezi? Una, două, trei, patru, două ochiuri, ceea ce înseamnă 5 ochiuri față, da? Una, două, trei, patru, cinci, da? Două ochiuri scăzute spre stânga, da? Următoarele două ochiuri, da? Scăderea simplă. Una, două întoarse, le repunem înapoi pe andreaua stângă și le tricotăm prin spate ochi față, da? Față, dos, față, dos. Da. Pe dosul lucrului tricotezi toate ochiurile așa cum vin, da? Respecti marginea, respecti ochiurile, respecti modelul. Rândul 5, da?
pe fața lucrului. De acum înainte nu vă mai arăt rândurile de dos, numai atunci când se schimbă ceva. Bine? Deci rândul 5. Da? Ochi de margine, da? Față, dos, față. Două ochiuri scăzute spre dreapta. Sau două ochiuri tricotate împreună spre dreapta. Prin față, da? Una, două, trei, patru ochiuri față. Trei ochiuri dos. Da? Am modelul complet, da? Al patrulea rând, da? Tot în felul acesta, trei ochiuri tricotate împreună pe față, în felul deja consacrat, știut și executat, jeteu, trei ochiuri dos. Opt ochiuri față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, trei ochiuri dos. Trei ochiuri față, tricotate împreună. Da? Jeteu, trei ochiuri dos. Opt ochiuri față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Una, două, trei ochiuri dos. Jeteu. Una, două, trei ochiuri scăzute împreună. Ca și până acum. Jeteu. Una, două, trei. Două, patru, șase. Patru ochiuri față. Una, două, trei, patru, da? Două ochiuri scăzute spre stânga. Da? Ochi față, ochi dos, ochi față și ochi dos, da? Dos, de jos vii, da? Nu vii de sus. Invers. Să-ți iasă marginea frumoasă. Primul ochi, da? Fiind dos, da? Nu uita firul în față, îl trece în spate. Da? Nelucrat. Ochi de margine. Față, dos, față. Două ochiuri tricotate împreună, ochi față. Sper că nu-i nevoie să vă spun că acest ochi se lucrează pe dos. Că de-aia spune două ochiuri tricotate împreună, ochi față. Da? Asta înseamnă că pe dos va fi ochi dos. Da? Că dacă spuneam că se le tricoteze ochi dos, pe dos tricotea ochi față. Da? Da. Mai departe. Una, două, trei. Ochiuri față. Vezi? Începe frumos să se facă bluzița noastră. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Trei ochiuri față. Una, două, trei. Acesta este rândul 2 pe față, da? De la model. Trei ochiuri dos. Opt ochiuri față. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Trei ochiuri față. Trei ochiuri dos. Trei, opt ochiuri față. Da?
Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Trei ochiuri față. Trei ochiuri dos. Trei ochiuri față. Da? Două ochiuri scăzute spre stânga. Prin spate, da? Ochi față. Dos. Ochi față. Dos. Da? Rândul 8 îl lucrezi respectând modelul, da? Și ochiurile așa cum vin. Față. Dos. Față, da? Două ochiuri scăzute spre dreapta. Două ochiuri față. Una, două. Una, două. Trei ochiuri dos. Da? Și ajungem la cele trei ochiuri, da? Tot am zis, din 4 în 4 rânduri, conform modelului nostru, da? Cele trei ochiuri pe care le tricotăm împreună, ochi față, da? Da? Jeteu, dos, dos, dos. Trei ochiuri dos. 8 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ochiuri dos. 3. Da? 3 ochiuri față tricotate împreună, ochi față. 2, 3. 1, 2, 3. Am zis, nu se schimbă nimic. Jeteu. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Opt ochiuri față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Jeteu. Trei ochiuri față. Tricotate împreună, ochi față. Jeteu. Una, două. Trei ochiuri dos, două ochiuri față. Două ochiuri față, tricotate împreună spre stânga, da? Față, dos, față, dos. Ochi de margine, ca de obicei, nelucrat, față, dos, față. Două ochiuri tricotate împreună, ochi față spre dreapta, un ochi față, trei ochiuri dos. Una, două, trei. Trei ochiuri față. Una, două, trei. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Opt ochiuri față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Trei ochiuri față, una, două, trei. Trei ochiuri dos, una, două, trei. Opt ochiuri față, una, două, trei, patru,
5, 6, 7, 8. Da? 3 ochiuri dos, 1, 2, 3. 3 ochiuri față, 1, 2, 3. 3 ochiuri dos, 1, 2, 3. Un ochi față, două ochiuri tricotate împreună spre stânga, da? Ochi față, da? Față, dos, față, dos. Da? Ochi de margine, da? Față, dos, față, două ochiuri tricotate împreună, ochi față spre dreapta, da? Prin față. Trei ochiuri dos, una, două, trei, da? Trei ochiuri tricotate împreună, ochi față, ca și până acum. Nu v-am mai zis de jeteu, dar eu l-am pus. Obișnuința. Jeteu, trei ochiuri dos, trei, da? Acum intervine schimbarea, da? Vezi? Porțiunea asta de 25 de ochiuri, da? Exact asta de aici, toată. Toată o tricotăm ochi față, da? Deci 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 3 ochiuri dos. 1, 2, 3. Jeteu, 3 ochiuri tricotate împreună. Ochi față. Da? Din nou, n-am spus de jeteu. Voi să nu uitați de jeteu, da? Eu deja v-am spus, din inerție îl pun. Îl vezi? Da? Jeteu, trei ochiuri dos. Una, două, trei. Două ochiuri scăzute spre stânga. Da? Întoarse și tricotate amândouă împreună, ochi față, prin spatele andrelei. Ochi față, dos, față, dos. V-am spus, acolo unde intervine o schimbare, vă arăt despre ce e vorba, da? Ochi de margine, dos, față, una, două, ochiuri dos, una, două, trei ochiuri față, trei ochiuri dos, două, trei, trei ochiuri față, una, două, trei, da? Da, porțiunea asta despre de 25 de ochiuri trebuie să le lucrăm în punct leneș, da? Ceea ce înseamnă că pe față am lucrat rând de față, pe dos 25 de ochiuri le voi lucra tot ochi față. Unii consideră punctul leneș, lucrăm și pe față și pe dos, ochi dos. Eu lucrez pe față, că e mai simplu și mai comod, da? Față, da? Una, două, trei, patru, cinci,
6. Extraordinar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Da? Trei ochiuri față, una, două, trei, trei ochiuri dos, una, două, trei ochiuri față, una, două ochiuri dos, față, dos, față, prin spate, da? 8 de margine, față, dos. Deci vine așa, ochi margine, față, dos și următoarele două ochiuri tricotate împreună, ochi față, spre dreapta, da? Prin față. Și în felul acesta am scăzut, am cele patru rânduri, patru ochiuri care îmi delimitează coloana pe umăr, da? Breteaua. Și 1, 2, 3. La fix, da? Observi? Na bine, când o să le lucrez o să vezi. Trei ochiuri față. 1, 2, 3. Trei ochiuri dos. 1, 2, 3. Aceasta este ultima mea scădere, da? Adică rândul acesta. Și acum 25 de ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Da? 3 ochiuri dos. 1, 2, 3. 3 ochiuri față. 1, 2, 3. 3 ochiuri dos. 1, 2, 3. Și aici aceeași poveste, da? 1, 2, 3, 4. Și am ultimul ochi, ultimele două, da? Vreau să-mi vină cursiv, da? Am întors și le tricotez împreună ochi față prin spatele andrelei, da? Și am așa, față, dos, față, dos. Înțelegi? Cele patru ochiuri. Tot așa, cele 25 din centru le tricotați tot ochiuri față, adică punct leneș, da? Ochi de margine, față, dos, față. Trei ochiuri dos, una, două, trei. Aici avem, da? Al patrulea rând, respectăm modelul, da? JT-ul, cele trei ochiuri față tricotate împreună. Da. Coloana asta va merge până aproape de final sub aceeași formă, da? Deci nu se va schimba nimic, rămâne până la sfârșit. Cu o mică excepție. JT-ul, trei ochiuri dos. Da? Și 25 de ochiuri obligatoriu tricotate ochiuri față, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25. Da? 1, 2, 3 ochiuri dus. Și din nou, modelul nostru neschimbat, 3 ochiuri tricotate împreună, ochi față. Jeteu. 1, 2, 3. Da? Față, dos, față, dos. Ochi de margine, față, dos, față. Da? Cele 4 ochiuri care rămân neschimbate, cele 3 ochiuri dos care rămân neschimbate, cele 3 ochiuri față care rămân neschimbate și cele 3 ochiuri dos care rămân neschimbate. Da? Una, toate față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, da? Cele 3 ochiuri dos, 2, 3, care rămân neschimbate, cele 3 ochiuri față, care rămân neschimbate, cele 3 ochiuri dos, care rămân neschimbate. Da? Față, dos, față, dos, care rămâne neschimbată. Da? Alta Andreea. Sau ceva micuț, da? Bun. Deci, rândul 21, pe fața lucrului, da? Ochi de margine. Față. Dos. Față. Trei ochiuri dos. Una, două, trei. Și aici trebuie să facem din nou scăderea noastră, buclucașă, da? Trei ochiuri lucrate împreună. Una, două, trei. Una, două, trei. Da? Sper că ai făcut jeteul. Sper că l-am făcut și eu. L-am făcut. Jeteu, trei ochiuri dos, da? Jeteu, una, două, trei. Un ochi față. Una, față, da? Dos, față, dos. Da? Bagă-le pe Andreea. Asta. Următoarele 17 ochiuri, da? Le închidem, da? Avem două ochiuri, primele două ochiuri, ca la scăderea simplă față spre dreapta, da? Tragi firul, îl pui înapoi, prin față, iară două. Îl pui înapoi, da? Ochiul ăsta cu următorul ochi le tot scazi, parcă ai face o scădere fără număr. Fără număr, da. Vezi? Uite aici avem trei ochiuri dos, trei ochiuri față, trei ochiuri dos plus față, dos, față, dos, da? Și încă 4 ochiuri trebuie să mai închizi. Întotdeauna să-ți verifici, da? Pe nopții. Deci, una, două, trei,
4. Am rămas cu un ochi. Și am așa. Ochi dos, da? Mai am un ochi. Cum am zis că-l fac? Da? Trec ochiul acesta, ultimul, peste ochiul meu dos. Da? Și îl tricotez după aceea ochi dos. Da? Ochi față. Dos. Față. Una, două, trei ochiuri dos și modelul nostru, buclucaș. Trei ochiuri față, tricotate împreună, ochi față. Da? Una, două, trei, față, dos, față, dos. Da? De acum lucrezi doar ochiurile astea. Rândul 22 pe dosul lucrului, da? Față, dos. Față, dos, trei ochiuri față, una, două, trei, trei ochiuri dos, două, trei, trei ochiuri față, una, două, trei, trei, dos, față, dos, față. Da? Întoarce lucrul. 23 pe fața lucrului, da? Da, ochi de margine, față, dos, față, da? Trei ochiuri dos, una, două, trei, trei ochiuri față, una, două, 3, 3 ochiuri dos, 1, 2, 3, ochi față, ochi dos, ochi față, ochi dos. Am tricotat de unde am rămas, da? Deci ajunsesem, am întors pe față și ajunsesem la rândul 25, da? Deci de la rândul 25, inclusiv 25, da? Am tricotat 8 rânduri pe față, da? 8 rânduri pe față, respectiv 16 rânduri, da? Da. Inclusiv rândul 40, da? De la 25 până la 39 și am ajuns, am făcut dosul rândul 40, da? Deci încă 8 rânduri pe fața lucrului, da? După care lucrăm în punct leneș, iară, da? Ochiurile noastre, aceste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ochiuri, da? Și le lucrăm 2 rânduri pe față în punct leneș, da? Punct leneș, ca și aici. Același lucru, da? De acum înainte, suntem din nou pe față, după ce am făcut rândul 40 pe dos, da? Și lucrăm cele 17 ochiuri. Două rânduri.
Da? Și am ajuns rândul 5 din nou pe față. Și găurelele acelea, am ajuns pe față, da? Tricotez. Ochi de margine, două ochiuri, una, două, trei, da? Sunt patru ochiuri, da? Jeteu, două ochiuri tricotate împreună, simplu, da? Tricotăm, ia să vedem, 2, 4, 6, vrem să le facem, 2, 4, da, 6, 1, 2, 3, 4, 5, da? În continuare, de aici avem scăzut, 1, 2, 3, 4, 5, două ochiuri tricotate împreună spre dreapta, da, le luăm invers acum, un jeteu, da, și patru ochiuri față, una, două, trei, patru, da, întoarcem și tot ochiuri față lucrăm. Una, două, trei, da? Patru cu tot ochiul de margine, da? Patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unșpe, doișpe, treișpe, aișpe, cinșpe, șaișpe, da? Da. Și-ai găurelele. Da? Așa se face și aici, doar că în ordinea în care vin între, nu lucrezi, lucrezi unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, bla, bla, bla. Ai ajuns din nou pe față și mai lucrezi un rând de față, un rând de dos, un rând de față și la rândul de dos închizi, da? Acum trecem la partea asta, da? Și le trecem frumos toate ochiurile pe Andreaua noastră. Apropo, nu v-am spus, eu folosesc andrele de 2, da? Voi puteți folosi ce andrele vreți. Dacă folosești de 2 jumate, diferența nu va fi așa mare. Dacă folosești de 3, diferența va fi mai mare. Dacă folosești de 3 jumate, diferența va fi și mai mare, da? Bun, deci noi am făcut, când am început și am închis partea din mijloc, am făcut pe față rândul 21, da? Ne-am dus cu 21 și am lucrat în continuare la breteaua noastră. Acum începem de aici, da? De pe dos, adică rândul 22, da? Breteaua de pe partea cealaltă, da? Bun. Mai întâi o să-mi fac o chestie aici ca să vă arăt cum le prind eu, pentru că altfel iasă și mă deranjează enorm. Voi lucrați cum vreți, v-am spus de atâtea ori. Eu întotdeauna îmi găsesc trucuri minore care fac minuni, da? Bun. Ori le iei împreună primul ochi, ori, vezi, bucla asta mea trec cu ăsta la alt, da? Și îmi trec bucla ca la scăderi, da? Și îl bag pe ochiul meu, pe primul ochi, da? Și trag de ea, da? Sugrum ochiul acesta. Și după aceea o să-mi fie mai ușor să-l bag pe aici, prin între ochiurile astea. Și singura dată când o să-l lucrez, pot să-l iau nelucrat, da? Și atunci ăla o să-mi țin acolo frumos, da? Al doilea ochi dos, da? Față, dos,
da? Suntem pe dos, da? Trei ochiuri față, una, două, trei, trei ochiuri dos, da? Modelul nostru. Trei ochiuri față, un ochi dos, un ochi față, un ochi dos și terminăm rândul cu un ochi față. Da? Ajungem din nou pe fața lucrului și suntem la rândul 23. Da? Ochi de margine, față, dos, față, dos, 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 trei ochiuri față, 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 dos, 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 față, dos, față, dos. Da? Întorc lucrul. Rândul 24, da? Ochi de margine, da? Dos, față, dos, față, 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 dos, 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 față, 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 dos, față, dos, față. Și am ajuns la rândul 25, din nou pe fața lucrului și lucrăm exact ca și în partea asta, da? De acum înainte. Deci mai lucrăm încă 8 rânduri față și terminăm cu rândul de dos, da? Rândul 40. După care facem același lucru pe care l-am făcut și aici. Același număr de rânduri și găurelele sub aceeași formă și în același loc. Da?